Crăciun, premierul Viorica Dencil ar fi ameninat cu demisia. Ultimatum dat lui Liviu Dragnea. Ipotezi incendiar lansat înainte de cexul PSD. Premierul Viorica Dencil ar fi ameninat cu demisia, i-ar fi cerut lui Liviu Dragnea să îi găsească un înlocuitor până în 30 iunie, informează Realitatea TV. Raed Arafat, protagonistul unui episod incredibil, a sunat la 112 și a aminat ce este incendiul la un spital. Ce a urmat? Potrivit sursei citate, duminică ar fi avut loc mai multe întâlniri în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Premierul Dencil ar fi ameninat cu demisia, i-ar fi cerut lui Dragnea ca până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare să îi găsească înlocuitor. Motivul? Premierul nu ar fi de acord cu două propuneri venite din Chiselef. Informa ea vine în contextul în care premierul Viorica Dencil prezint luni, de la ora 11, în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, CEX, primul bilanț al guvernului.